Un accident stupid a avut loc la câțiva kilometri de Caransebe și pe DN6 la intrarea într-o parcare. Un șofer din Mehedinți, în timp ce conducea un SUV, a împins remorca unui tir de la spate din cauză că nu a respectat distanța regulamentară. Un bărbat din județul Mehedinț a fost implicat într-un accident mai puțin obișnuit la câțiva kilometri de Caransebeș. Conducătorul unui autocamion înmatriculat în Bulgaria a vrut să intre într-o parcare de tiruri, semnalizând corespunzător la dreapta. Însă, șoferul unui SUV înmatriculat în Mehedinț nu a respectat distanța regulamentară și a intrat în coleziune cu remorca automarfarului. Vineri, 12 martie, pe drumul național 6, în afara municipiului Caransebeș, s-a produs un accident rutier fără victime omenești, un conducător auto de 34 de ani care circula cu autoturismul din direcția Lugoș către Caranseveș, la kilometru 467, a intrat în coliziune cu semiremurca unui ansamblu de vehicule care a semnalizat intenția de a intra într-o parcare amenajată. Conducătorii celor două vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. În urma accidentului au rezultat pagube materiale, nefiind rănită nicio persoană. În cauza au fost aplicate sancțiuni legale prevăzute de Ordonanța de Urgență 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii i-au testat pe cei doi șoferi cu aparatul etilotest care a arătat zero în ambele cazuri. Suvul a fost grav avariat, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Mehedințeanul a fost sancționat pentru conducere imprudentă, iar conducătorul tirului a fost amendat contravențional pentru nerespectarea timpilor de odihnă.